Salutare, Bomicu, și miș, bine v-am regăsit la un nou video, ceva mult, mult, mult mai diferit de ceea ce fac eu zi de zi pe acest canal de YouTube. Bă, este o problemă destul de frecventă și la mine, cât și la un YouTuber anumit Kyo. Problema asta persistă și care este problema? La mine chat. Când fac live-uri, lumea mă confundă cu Kyo. Și pe Kyo, lumea îl confundă cu micul gigant. Bă, dar am și eu o întrebare. Când intrați pe canal, nu vă scrie acolo numele YouTuber-ului micul gigant sau Kyo, nu vă scrie, frate. E atât de ușor să citiți nume și pe lângă asta. Noi nici nu semănăm, adică este o diferență între noi. Eu din fericire pot să merg, iar din fericire nu pot să merg din nefericire. E însă o curătire. Și asta e o diferență. Nu știu dacă e troll sau nu, dar am zis o săptămână, hai bă că lumea glumește, lumea râde de noi. Bă, dar problema s-a persistat de câteva luni de zile, adică lumea ne confundă cu ce exemplu să vă dau eu. Uite, o mandarină și o portocală. Nu știu, v-am dat un exemplu, frate. Plus că eu am alt fundal și el are alt fundal. De cameră mă refer. Eu am un scaun, el are alt scaun. Cea mai mare diferență e la noi, adică nici nu semănăm. La fel vă îngesc că am crezut că iau glumă, dar nu. Și acum vorbeam cu el. Acum am vorbit cu el pentru că am zis, bă, să fac un video despre noi doi. Să lămuresc câte o probleme, pentru că lumea mă confundă cu tine și deja e puțin enervant, pentru că e destul de nasol să vezi în chat salut eu, adică n-am nimic cu omul, frate, respect, m-am întâlnit cu el, e un super om, dar nu se poate, frate, să ne confundați atât de rău, adică și acum vreo 4 zile tot așa, m-aș confunda destul de urât. Jax i-a dat un tricou cu Tiger de la Nexus lui Kyo. Și l-a pus Jax pe Kyo la comunitatea lui. Comunitatea lui Jax, mă refer, a pus o fotografie cu el. Și eu în timpul ăla făceam live și oamenii au venit la mine. No, micul gigant, tu ai văzut că ai apărut la Jax pe comunitate. Cine mă, eu? Da, tu mă, micul gigant, ai apărut la Jax pe comunitate. Păi ești nebun. Mă uit eu pe comunitatea lui Jax. Jax a făcut poză cu Kyo. What the fuck? Bă, nu știu dacă iau glumă, dar dacă iau glumă, sper să se termine, frate, pentru că v-am zis, e destul de nasol, adică ai confunda, nu știu, v-am dat exemplu cu portocala și mandarina. E destul de nasol, pana mea, nu știu. Uitați-vă și voi la mine, uitați-vă la el. Poate nu ne cunoașteți destul de bine, dar eu zic că este om destul de mare diferență între noi. Și v-am zis, n-am nimic cu tipul, chiar respect pentru că face ceea ce face cu toate puterile lui, pentru că omul e destul de agravat față de mine și da. Dar asta am vrut să vă zic. Să nu ne mai confundați pe viitor, nici pe mine.
nici pe el, pentru că la Chiova duceți și nu întrebă, tu ești micul gigant și la mine mă întreabă oamenii, tu ești Chiova. Da, n-am înțeles asta și nici n-am să înțeleg vreodată chestia asta, nu știu. Na, mă rog, eu cred că ați înțeles ce-am vrut să vă zic și, da, uitați-vă și voi la scris, micul gigant și, na, la fața noastră, pentru că suntem total diferiți. Nu suntem nici frați, cum ați spus majoritatea, deci nu văd nici cea mai mare, nici cea mai mică legătură între noi. Înțelegi? Adică, na, e frustrant să te confundă cineva. E frustrant cât și da, bă, aici mi-a sunat telefonul și asta. Da, mă rog, nici nu mai știu subiectul. Bine, subiectul știu, dar nu mai știu unde am rămas. Deci cam atât a fost. Sper să nu mai fie probleme de să ne confundați între noi și ne auzim la un alt episod sau la un alt live. Hai, v-am pat, ceau. Ceau, lăsă.